este un eveniment care e dedicat mișcărilor ecologiste, mișcărilor de schimbare a mediului, mișcărilor de îmbunătățire a situației mediului în toată lumea, în care sunt implicați tot mai mulți tineri și asta bucură. Evenimentul de astăzi se numește Energie pentru viitor, tinerii acționează pentru climă. Vă amintesc că de-a lungul zilei am avut parte de informații utile din partea partenerilor noștri, celor care implementează proiecte în Republica Moldova. De asemenea, au fost ateliere de creație pentru copii, școală de chimie experimentală pentru copii. În continuare, va fi un eveniment mai degajat, să spun așa, distracție. Va fi un concert la ora 7 fix. De aceea vă rugăm să rămâneți pe loc, să nu plecați nicăieri, pentru că vor evolua băieții de la Cosmos în buzunar, Delta pe obraz, The Beige și The Glimpse. Cel care ne-a asigurat dispoziție bună și muzică de calitate a fost DJ Lui. Și vă dorim distracție plăcută, susțineți proiectele de mediu și nu faceți rău mediului înconjurător. Numai bine tuturor și ora 7, fiți pe loc! Încălzirea globală trece de la sine. Foarte interesant, de acord. De la sine nu o să treacă. Cine mai vrea să spună? Despre mituri, fetele, ok. Vă știți? Ce afectează Pământul, spre exemplu? Mituri, că iată, Pământul o să dispară, planeta o să distrugă, o să explodeze. Salut! Salut! Spune-mi, te rog, ce mituri despre mediu știi? Că o conferință ar putea să rezolve probleme globale. O conferință ONU, de exemplu. No, e o părere. Ce alte mituri? Altele nu știu. Nu știu. Au fost spuse. Ok, mersi tare mult. Cine mai știe mituri? Ce mituri cunoașteți? Mai știe cineva? Că vin... Cine? Hai, spune-mi! Vino încoace, ai curaj! Uite-ți spun, ce invenții despre mediu știi, despre pământ, despre natură, ce invenții știi? Iată niște, ai auzit, minciuni, nu știu, spune-le cum vrei tu. Minciuni. A, fiecare an spune unul să șeși că va fi sfârșitul lumii. Interesantă! La televizorul arătat în vreo 20 de ori, dacă nu mă greșesc. Din 2000 încoace, cam de câte ori s-a spus că va fi sfârșitul lumii? Putem spune că minimum de 2 ori pe an. Îți mulțumesc foarte mult. Dar poți să stai, te rog, un pic. Am un premiu pentru tine. Vino încoace. Și pentru ciocolata am un premiu și pentru încălzirea globală care va trece de la sine. Vă rog frumos. Sure.